fiecare tată își dorește să aibă un băiat și o fată, mama o fetiță mereu așteptat, iar tata a visat să aibă un băiat. Bucurați-vă, părinți, că ați crescut copii cu minți, bucurați-vă să știți, sunteți dornici și iubiți. Bucurați-vă, părinți, aveți cu ce să vă mândriți, bucurați-vă de copii, ei vă duc doar bucurii. Au grijă mereu să crească copiii cu bunul Dumnezeu, iar la bătrânețe cu lacrimi în plioape o să vă aducă. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți... În această seară frumoasă, am venit aici să vă transmit emoții, să vă fac să vă aduceți aminte de tinerețe, de anii cei mai frumoși din viață. Și vreau să vorbesc astăzi din prisma nu a unui curier de surprize, dar vreau să vorbesc din prisma unui copil. Și vreau să vă spun că nu știu de ce, noi copiii, de cele mai multe ori, apreciem mamele. Le spunem mulțumesc, le spunem cât de mult le iubim, le spunem cât de mult le apreciem, dar mai puțin spunem aceste lucruri tăticilor, deși în subconștientul nostru înțelegem că și tăticii, la fel de mult aport, au în educația noastră, în creșterea noastră și probabil că nu spunem acest lucru pentru că așa considerăm noi, mai puternici. Dar înțelegem că atunci când avem o problemă sau când ne doare ceva sau când ceva nu merge bine, poate chiar ei, tăticii, sunt cei pe care îi doare mai mult. Dar ei tac. Tac și rabdă. Pentru că ei sunt bărbați. Și vreau să vă spun astăzi că chiar de nu spunem aceste lucruri, noi tot înțelegem că tăticii noștri sunt la fel de importanți ca și mămicile, că tăticii noștri la fel de mult îi iubim ca și pe mame, deși mai rar spunem aceste lucruri. Dar astăzi, cu această ocazie frumoasă, am venit aici să vă spun nu doar un sincer la mulți ani, dar am venit să vă spun un sincer mulțumesc, tăticule! Mulțumim pentru viață, pentru educație, mulțumim că ne-ai învățat să fim oameni, ne-ai învățat să fim bărbați puternici, să fim familiști onești și ne-ai învățat că oriunde vom merge, să-ți purtăm cu demnitate numele. Și chiar dacă suntem departe, noi facem acest lucru. Chiar dacă suntem departe, noi niciodată nu uităm sfaturile tatei, sfaturile mamei și niciodată nu uităm de unde am plecat. Eu vreau să vă spun un sincer mulțumesc pentru că ați crescut 4 copii. Îi aveți atât de frumoși alături, chiar dacă nu sunt toți, îi aveți măcar pe 2. Vă alinați dorul și bucurați-vă că măcar ei sunt copiii, ginerii, nurorile, nepoții. Și această masă este mai frumoasă cu ei, pentru că îmi dau seama că chiar dacă nu am ajuns la acești ani și poate nu înțeleg bine totuși, realizez că la această vârstă ei sunt cei mai importanti pentru dumneavoastră. Chiar și în timpul de față, și de aici, copiii și nepoți. Așa, ei sunt sensul vieții, ei sunt totul pentru noi și cred eu, și sunt sigură că este atât de plăcut să ajungi la acești ani, să privești în urmă, să privești în jur, să vezi așa copii frumoși, așa copii de
care te poți mândri. Așa copii care sunt vorbiți doar de bine. Așa copii care oriunde se duc și oriunde pășesc ei, lasă urme frumoase. Și vreau să vă spun că toate aceste lucruri sunt datorită vouă. Voi sunteți cei care ați pus temelia lor. Voi sunteți cei care i-ați îndrumat întotdeauna și le-ați spus ce este bine, ce este rău. Voi sunteți cei care i-ați învățat să diferențieze binele de răul. I-ați învățat că atunci când au o problemă, le-ați dat speranța că totul va fi bine. Așa au crescut și de aceea astăzi vă puteți mândri de așa copii minunați. Și a venit aici cu mai multe daruri. Mai întâi de toate am să vă oferim acest coș cu fructe. Și odată cu ea vreau să vă dorim multe momente frumoase, multe momente colorate, așa cum sunt și în acest coș, multe culori. Să aveți momente frumoase și doar momente pline de fericire. Doar momente care să vă facă să plângeți, dar doar de bucurie. Știm că aveți un tort deja pe masă de sărbătoare, pentru că aveți o fică minunată care știe să vă dulcească zilele. Și dar mai avem încă una, pentru că credem noi că nu mai strigă. La mulți ani, așa. Avem și un buchet de flori. De obicei venim cu daruri la un mâncerat. Dar știm că să creșteți așa copii frumoși nu ar fi fost posibil de unul singur. Și nu ar fi fost posibil dacă nu ați fi avut alături așa o soție minunată. Vrem să vă spunem că ați ales cea mai bună soție, pentru că a știut să crească cei mai buni copii. Corect! Și cu această ocazie vrem să-i dăruiți dumneavoastră acest buchet de flori și să-i spuneți cât de mult o iubiți. Pentru că cred că nu foarte des faceți acest lucru, dar pentru femeie este foarte important. Și vrem să-i salutați dulce și să-i mulțumiți pentru cei patru copilași pe care vi-a dăruit, pentru educația lor și pentru că în toți acești ani ea a fost sprijin și ea a fost cea care și la bine și la greu mereu a fost cel mai potrivit ajutor. Din partea mea și din partea mea. Și o sărut dulce. Mai am aici și o felicitare. O să-mi ia ceva timp să o citesc pentru că este cam lungă, dar sper eu să aveți răbdare. Astăzi, 24 februarie 2023 este ziua de naștere a celui mai deștept, corect și bun bărbat, tăticul nostru. Orice om poate fi tată, dar este nevoie de cineva special pentru a fi un mare tată. 7 miliarde de oameni în lume, dar tu ești al nostru. Îi mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a dăruit anume nouă, cel mai special și bun tătic din univers. Dragă tăticule, vrem să-ți transmitem un sincer mulțumesc din toată inima. Un mulțumesc pe care nicio felicitare nu l-ar putea cuprinde. Vrem să-ți mulțumim pentru toate lucrurile bune pe care le-am învățat de la tine. Mulțumim pentru că ne-ai dat viață, ne-ai dat o viață bună, frumoasă. Nu numai ne-ai oferit educație, dar ne-ai dat o experiență de viață foarte bună. Până când nu am avut și noi copii, întotdeauna am crezut că regula de viață este că dragostea constă în a oferi și a primi. Dar acum, din moment ce suntem și noi tătici, ne dăm seama că iubirea este doar despre a oferi. Acum realizăm că ne-ai purtat în brațe când eram mici,
arătându-ne ce este dragostea și căldura părintească, ținându-ne mâinile mici, ne-a învățat cum să stăm în picioare și să mergem. De atunci am învățat și am început să învățăm de la tine să mergem pe drumul vieții drept. Îți suntem recunoscători, Tată, că ne-ai învățat să ne jucăm cu mingea și am învățat de la tine să ne ridicăm tot atunci. Când ne-ai învățat cum să mergem pe o bicicletă, am învățat, de fapt, cum să ne menținem echilibru trecând prin urcușurile și coborâșurile vieții. Îți mulțumim că ne-ai dat viața. Mulțumim că ne-ai arătat cum să diferențiem binele de rău. Poate că aceste mulțumiri par puține, dar, Tată, azi trebuie să mulțumim ca să înțelegi cât de mult noi te iubim. Scumpul nostru, Tată, Tu ai fost mereu un exemplu pentru noi, un model de bărbăție, demnitate și curaj. Întotdeauna am vrut să fim ca Tine, oameni de succes și familiști onești. Fie ca în această viață să se întâmple doar schimbări plăcute, fii sănătos și fericit, apreciat și iubit cumpul nostru tătic. Zâmbetul Tău ne oferă liniște sufletească, îmbrățișările Tale ne fac să ne simțim în siguranță, iar dragostea și sprijinul Tău mereu ne dă putere. Fie ca anii ce urmează să fie plini doar de sănătate, pace și liniște sufletească, astfel ca să ne putem bucura încă mulți, mulți ani înainte de zâmbetul Tău cald și de îmbrățișările Tale puternice. Astfel ne mai putem simți și noi copii, chiar dacă am crescut și suntem deja mari. Lasă-ne să sărutăm mâna în care ne-a crescut și fruntea încrețită de trecerea anilor. Îți urăm din tot sufletul un sincer la mulți ani cu bucurie. Cu dragoste și profund respect, un sincer și călduros la mulți ani primește din partea feciorilor Igor și Oleg. La mulți ani, domnul Sergiu! Mulțumesc! Și dacă aveți un mesaj să transmiteți? Din tâi încerc scuze că bineașteptate, nu suntem gătiți pentru a ține așa cuvântare. Dar mulțumesc băiatelor care din lui Igor și Polia, mulțumesc și la ești în zice de pe loc. Îți mulțumesc și ție că... Te-ai introdit și ai ajuns la... Poate la casa noastră. Mulțumim la tăți care ne cunosc, care ne știu, care ne... Asta. Mulțumesc la mai mulți și la mai mulți. Bravo! Eu vreau să... să felicităm acest soț al meu, pentru mine, soț, vreau să felicităm acest bunic cu litere mari, acest tătic care el mereu are grijă de toți, fie noapte, fie zi, poate cineva. Încă nu înțelege lucrurile astea, însă el mereu are grijă de toți. Și tot timpul e cu gândul la toți, cu gânduri bune și Dumnezeu să-i poate de grijă și mulțumesc că a ajuns până la această vârstă frumoasă. Nu e chiar interesantă, nu, dar viața merge, cu viața merge înainte. Ce să facem? Așa e. Totul merge înainte. Da. Și mulțumesc la toți copiii și lui Igor și lui Oleg din depărtare. Și mulțumesc și la toți care s-au prezentat în acest moment la sărbătoarea noastră. Și mulțumesc și dumneavoastră că ați avut sinceritate, ați avut răbdare, ați avut și ați venit la sărbătoarea noastră. Vă mulțumesc din suflet să vă dă Dumnezeu sănătate și dumneavoastră și la toți care ne înconjoară. Să fiți sănătoși și ție mult sănătate din partea mea. Mulțumim!
Bravo! Vă mulțumesc mult din tot sufletul pentru această sărbătoare, pentru aceste cadouri și la toți și din depărtare și prezența fiecăruia care sunt acum cu noi. Mulțumim mult! Cel mai mare drag pentru cei mai frumoși oameni și pentru cel mai minunat omagiat a serii de astăzi. Semne, vreau să vă doresc multă sănătate, putere, liniște, pentru că în aceste momente cel mai mult avem nevoie de liniște și pace și nu în ultimul rând, sănătate. Mulți ani înainte, mulți ani alături de cei dragi. Vă mai zic încă o dată, bucurați-vă că aveți așa copii frumoși, așa copii minunați, pentru că cunosc bine acești oameni și vă spun cu siguranță că v-a fost greu. V-a fost greu să-i creșteți, pentru că nu este ușor să crești 4 copii. Dar tot efortul a meritat. Astăzi aveți alături cei mai buni copii. Și, în sincer, la mulți ani, dar nu vreau să plecăm pe nota aceasta nostalgică și aș vrea tare mult ca să vă pun un cântec din partea copiilor. La mulți ani, tata! Și aș vrea un pic să ieșiți la dans, să mai dezmulțim un pic atmosfera. Ai trăit viața toată, sănătate să ai, tată. Fiecare om pe lume are un rost și are un nume. Fie ce dragi lângă tine, dorurile să-ți aline, că așa-i frumos și bine, tată. Lumea lasă lume bună, pentru tine se adună și urările răsună. Tată, mulți ani să trăiești, să ai tot ce-ți dorești, să te bucuri anii toți de copii și de nepoți, tată. Ardă-ți la inimă, bucur, tu să nu cauți sorocul, el te va găsi pe tine, tată, la mulți ani cu bine. Viața poate să ai inima împăcată, și la bine și la greu, fericit să fii mereu. Anii nu-i mai oprești, dar să vezi că-n tinerești, viața dacă o iubești, tată. Lume dragă, lume bună, pentru tine se adună, să petrecem împreună. Tată, mulți ani să trăiești, să ai tot ce-ți dorești, să te bucuri anii toți de copii și de nepoți, tată. Ardă-ți la inimă, bucur, tu să nu cauți sorocul, el te va găsi pe tine, tată, la mulți ani cu bine. Tată, mulți ani să trăiești, să ai tot ce-ți dorești, să te bucuri anii toți de copii și de nepoți, tată. Ardă-ți la inimă, bucur, tu să nu cauți sorocul, el te va găsi pe tine, tată, la mulți ani cu bine. Lacrime de dor, mulțumim părinților pentru căldura sufletului lor. Mulțumim părinților, cu dragostea ta, mamă, mamă, m-ai crescut, mâna îți rup. De câte ori ai plâns, tată, nu am văzut, dar sfatul ți-l ascult. Părinții mei și îngerii se roagă pentru ei, pentru părinții mei. Părinții mei, al meu suflet când plânge știu doar ei, părinții mei. Părinții mei, acasă să mă întorc mă așteaptă ei, părinții mei. Părinții mei, mă rog eu ție, Doamne, pentru ei, pentru părinții mei. Cu plecăciune adânci și brațe mari de flori, mulțumim părinților. Pe lume cel mai sfânt al rugăciunii cânt, părinții cât mai sunt. De mii de mii de ori le spun părinților că de ei mi-e tare.
mare dor. Și în vis atunci când zbor, rămân copilul lor, rămân copilul lor. Părinții mei și îngerii se roagă pentru ei, pentru părinții mei. Părinții mei, al meu suflet când plânge știu doar ei, părinții mei. Părinții mei, acasă să mă întorc, mă așteaptă ei, părinții mei.